Știind că mesajul recepționat este AADC în sistem hexadecimal, să se verifice corectitudinea mesajului transmis, știind că pentru codificarea datelor s-a folosit polinomul de generare g de x egal cu x la a patra plus x pătrat plus x. Primul pas este să transformăm din cod hexadecimal în cod binar și vom avea astfel 10101010110110110100. Următorul pas este să numerotăm fiecare termen din sistemul binar de la dreapta la stânga, astfel 0, 1, 2, 3 până la primul 1 care va fi 15. Apoi vom asocia un polinom T' de x, astfel. Din codul de mai sus, prima oară trecem x, iar din codul de mai sus trecem doar pozițiile termenilor acolo unde se regăsește 1. În cazul nostru avem x la 15 plus x la 13 plus x la 11 plus x la 9 plus x la 7 plus x la 6 plus x la 4 plus x la 3 plus x la 2. Apoi urmează să împărțim acest mesaj t prim de x la polinomul de generare g de x. Și astfel primul termen va fi x la 11, pe care îl vom înmulți cu fiecare termen în polinomul de generare. Adică x la 11 ori x la 4 ne va da x la 15 plus x la 11 ori x la 2 x la 13 plus x la 11 ori x ne va da x la 12. Eliminăm apoi termenii care se dublează. În cazul nostru avem x la 15 cu x la 13. Apoi notăm termenii liberi, termenii care au rămas. Și în cazul nostru avem x la 12 plus x la 11 plus x la 9 plus x la 7 plus x la 6 plus x la 4 plus x la 3 plus x la 2. Următorul termen pe care îl vom împărți este x la 8, deoarece x la 8 ori x la 4 ne va da x la 12 plus x la 8 ori x la 2 x la 10 plus x la 8 plus x, x la 9. Repetăm procedura de mai sus, adică eliminăm termenii care se dublează, în cazul nostru x la 12 cu x la 9. Și notăm termenii liberi. X la 11 plus x la 10 plus x la 7 plus x la 6 plus x la 4 plus x la 3 plus x pătrat. Următorul termen pe care îl vom lua este x la 7, pe care îl înmulțim iarăși cu polinomul cu g de x. Și vom avea x la 11 cu x la 9 cu x la 8. La fel, eliminăm termenii care se dublează, în cazul nostru este doar x la 11. Urmează apoi să trecem termenii care au rămas liberi, adică x la 10 plus x la 9 plus x la 8 plus x la 7 plus x la 6 plus x la 4 plus x la 3 plus x pătrat. Următorul termen va fi x la 6, care va fi înmulțit cu fiecare termen g de x, în cazul acesta vom avea x la 10 plus x la 8 plus x la 7. La fel, eliminăm termenii care se dublează. În cazul nostru vom avea x la 10 plus x la 8 plus x la 7 și notăm doar termenii care ne rămân, adică x la 9 plus x la 6 plus x la 4 plus x la 3 plus x pătrat. Următorul termen este x la 5. Înmulțit cu x la 4 ne va da x la 9 plus x la 5 ori x la 2 ne va da x la puterea 7 plus x la 5 ori x, x la 6. Tăiem ulterior termenii care se repetă și rămânem cu x la 7 plus x la 4 plus x la 3 plus x pătrat. Următorul termen este x la 3, înmulțit cu x la 4 ne va da x la 7, x la 3 plus x la 2 ne va da x la puterea 5 plus x la 3 ori x, x la 4. Și la fel vom elimina termenii care se dublează. În cazul nostru vom elimina x la 7 și x la 4 și rămânem cu x la 5 plus x la 3 plus x la 2. Iar ultimul termen va fi x, care înmulțit cu x la 4 ne va da x la 5 plus x ori x la 2 ne va da x la 3, iar x ori x ne va da x pătrat. Și în cazul acesta avem rest 0. Dacă avem restul 0, mesajul transmis este corect.
Să se determină mesajul binar transmis după codificarea mesajului 10110 prin g de x egal cu x pătrat plus 1. Primul lucru pe care îl vom face ar fi să scriem polinomul asociat mesajului, adică să aflăm cât este m de x. M de x este format, sau termenii lui m de x sunt coeficienții polinomului. Aceștia se află scriind x, iar puterea o aflăm numerotând de la primul 1, de la stânga la dreapta, câți termeni avem după acestea. În cazul nostru, 4. Primul termen, deci, va fi x la a patra, plus x la a doua, plus x. Următorul pas este să aflăm care e gradul maxim din g de x, în cazul nostru este 2. Urmează apoi să aflăm care este m' de x și acesta se află înmulțind m de x cu gradul maxim al lui g de x, adică x la a patra plus x la a doua plus x ori x la a doua. Și ne va da x la a șasea plus x la a patra plus x la a treia. Următorul pas este să împărțim m' de x la g de x pentru a afla câtul și restul. X la a șasea plus x la a patra plus x la a treia, deci va fi, se va împărți la x la a doua plus 1, care e valoarea lui g de x. Primul termen pe care vom folosi va fi x la a patra, deoarece x la a patra ori x la a doua ne dă x la a șasea plus x la a patra, va trebui să luăm fiecare termen g de x plus x la a patra ori 1, adică x la a patra. Și în cazul acesta se elimină termenii care se repetă. Vom rămâne, deci, să scriem termenii rămași liberi, în cazul nostru fiind x la a treia. Următorul pas este, următorul termen folosit va fi x, care înmulțit cu fiecare termen din g de x ne va da x la a treia plus x. La fel, eliminăm termenii care se repetă și rămânem cu x. Asta înseamnă că restul este x. Câtul este x la a patra plus x. Pentru a afla care e mesajul transmis, vom aduna m' de x plus restul, adică r de x. Rezultă x la 6 plus x la 4 plus x la 3 plus x, care se traduce ca 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, în baza 2. Operatorul primește la recepție un cuvânt de cod Hamming de lungimea de 12 biți, care conține 8 biți de mesaj plus 4 biți de paritate. Trebuie să se afle care este mesajul inițial, fără biții de paritate, iar dacă este cazul, să se facă corecția de erori. Primul pas este să traducem mesajul în cod binar și vom obține astfel următorul cod 0000111100001. Știm că biții de paritate se află pe puterea relelui 2, numerotând de la stânga la dreapta. Asta înseamnă că primul bit de paritate se va găsi pe poziția lui 2 la puterea 0, adică 1. Înseamnă că va fi pe bitul numărul 1 și l-am numit H1. Acesta va prelua valoarea 0. Următorul bit de paritate, notat cu H2, va fi pe poziția lui 2 la puterea 2, adică pe bitul numărul 2. Cel de-al treilea bit, notat în cazul nostru cu H4, va fi pe poziția lui 2 la puterea 2, adică pe bitul numărul 4 și va avea tot valoarea 0. Ultimul bit se va afla pe poziția 8, adică 2 la puterea a treia și va prelua valoarea 1. Acum știind că care sunt biții de mesaj și care sunt biții de paritate, putem afla structura codului de mai sus. Și avem astfel H1, H2, A3, H4, A5, A6, A7, H8, A9, A10, A11, A12. Următorul pas este să verificăm dacă există erori. Iar pentru a ne asigura că nu există erori, înseamnă că toți biții de paritate, adică H1, trebuie să fie egal cu H2, egal cu H4, egal cu H8, egal cu 0. Astfel vom începe să calculăm fiecare bit în parte. Pentru H1, acesta începe să fie numerotat de la stânga la dreapta cu primul bit pe care este acesta. Înseamnă că vom lua primul 0, vom lăsa un 0. Vom lua următorul 0, lăsăm un 0. Luăm următorul bit, lăsăm un bit. Luăm următorul bit
și vom lăsa un bit. Și tot așa până la final, până la finalul mesajului. În cazul nostru vom obține 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 0 egal 1. Pentru H2 vom începe numărătoarea de pe bitul numărul 2, doar că de această dată vom lua 2 câte 2 biți. Asta înseamnă că vom lua bitul H2 cu A3, vom lăsa la o parte H4 cu A5, vom lua A6, A7, lăsăm la o parte H8, A9, vom lua A10, A11, care ne va da 0. Pentru bitul numărul 4 vom începe numărătoarea de pe bitul pe care acesta se află, adică de pe H4, și vom avea H4 cu valoarea 0, A5 cu valoarea 1, A6 cu valoarea 1, A7 cu valoarea 1, plus A12 cu valoarea 1. Pentru H8 vom începe numărătoarea de pe bitul numărul 8 și vom lua câți termeni se află până la finalul mesajului. În cazul nostru, primul bit al lui H8 este chiar H8 și este 1, plus A9, plus A10, plus A11, plus A12. Vedem că nu este îndeplinit criteriul în care toți biții de paritate să fie egal cu 0. Și avem un indiciu despre care este bitul greșit. Pentru a determina, scriem codul obținut numărând de la ultimul bit înspre primul bit. În cazul nostru vom obține 1001, care echivalează cu 9, ceea ce înseamnă că bitul cu numărul 9 este greșit. Următorul pas este să corectăm cuvântul cod și obținem 0000111001. Următorul pas este să eliminăm biții de paritate și vom obține 0111001. Pentru a afla distanța Hamming dintre două cuvinte, în primul rând, trebuie ca cuvintele de cod pe care le am primit să fie transcrise în baza 2. Ce înseamnă mai exact distanța Hamming? Înseamnă numărul de permutări ale biților dintre două cuvinte de cod. Și luăm cele două cuvinte de cod prezentate. Le transformăm în baza 2 și le vom avea pentru primul 1100-1001, iar pentru cel de-al doilea vom avea 1010-1001. Acum avem un bit care ar trebui permutat astfel încât să coincidă cele două cuvinte și mai avem următorul care la fel ar trebui permutat pentru a avea două cuvinte identice. Ceea ce înseamnă că distanța minimă este de 2 biti. E un experiment care poate avea 3 posibile stări x1, x2, x3 și x3, având distribuția de probabilități corespunzătoare pentru P1 egal cu A plus B, P2 egal P, P3 egal B plus C. Care ar putea fi valorile posibile pentru A, B și C dacă valoarea entropiei experimentale este minimă? Pentru ca valoarea entropiei să fie minimă, presupune ca fiecare probabilitate, ca una din probabilități, de fapt, să aibă valoarea 1. Ele pot avea fie 1, fie 0. Și avem primul caz în care A plus B e 1, adică probabilitatea 1 are valoarea 1, B egal cu 0, B plus C egal cu 0. Putem determina astfel foarte simplu valoarea lui A, în acest caz, fiind 1, valoarea lui B este 0, iar valoarea lui C este 0. Și în acest caz, valoarea lui A, B și C pentru primul caz este 1, 0, 0. În cazul al doilea, unde avem A plus B egal 0, B egal cu 1 de această dată, B plus C egal 0, unde rezultă că A egal cu minus 1, B egal cu 1, C egal cu minus 1. Iar cel treilea caz este A plus B egal cu 0, B egal 0, B plus C egal cu 1, în rezultă că A egal cu 0, B egal cu 0, C egal cu 1. Rezultă în cazul ăsta că valorile lui A, B și C sunt 0, 0, 1. X, un experiment care poate avea 3 posibile stări, X1, X2, X3, având distribuția de probabilități corespunzătoare, P1 egal A plus B, P2 egal B, P3 egal B plus C. Care sunt valorile posibile pentru A, B și C dacă valoarea entropiei experimentale este maximă?
Pentru ca entropia, valoarea entropiei experimentale să fie maximă, asta înseamnă că rezultatul acesta trebuie să fie echiprobabil. Asta înseamnă că atât pe 1, pe 2 și pe 3 trebuie să fie egale. Și avem astfel A plus B egal cu 1 pe 3, B egal 1 pe 3, B plus C egal cu 1 pe 3. Reiese din acest conspect faptul că B este 1 pe 3, iar în cazul acesta A plus 1 pe 3 este 1 pe 3, rezultă că A este 0, iar B plus C egal cu 1 pe 3, rezultă că 1 pe 3 plus C egal 1 pe 3, de unde reiese faptul că C este egal cu 0. The basics of information technology. In this video, we're going to solve two XS3 exercises, two Carnot exercises, and two exercises with Boolean identities and laws to simplify functions. The first exercise, we have 1011, 1001, 0111 as an XS3 number. Which of the following is the BCD representation of the initial given XS3 number? Hint, BCD to E3, XS3 to BCD. Here we have five possible answers. So, the XS3 code is obtained by adding 3 to each decimal digit. Therefore, we have to subtract 3 from each nibble. A nibble is a group of 4 bits. So, 3 in binary is 2 raised to the first power plus 1. We can write like this, 2 raised to the first power, and 1 we can write it as 2 raised to the 0 power. So 3 in binary is 0011. Now we have to subtract from the first nibble, which would be this. So here we're doing the math. 1011 minus 0011 equals 1000, which is 2 raised to the 0, 1, 2, 3. So it equals 2 raised to the 3 power, which is 8. So the first digit is 8. Now, from the second nibble, which is this one, 1001 minus 3 in binary, which is 0111. We have 0110, which is 2 raised to the second power plus 2 raised to the first power, which equals with 6. Now, the last group of four bits, which is this one, we have it here, 0111 minus 0011, and give us, we get this result. 0110 equals 2 raised to the second power, which is 4. So the correct answer is this one, which is formed by the first four group of bits, which is this one. Then we have the second group of bits, of four bits, and now the third group of four bits. Now let's see if we find this number in our possible answers. Yes, we have it. It is this one. So this is the correct answer. Now let's go to the second exercise. Which of the following could be an XS3 representation of the decimal number 1922? Here again we have some possible answers. Let's think about it. The first thing that we need to do is to transform each digit from 1922 from decimal to binary and write each digit on one nibble. To transform a decimal number to XS3, we apply the XS3 code on each nibble. 1 in binary is 0001. 9, we can write 9 as 2 raised to the third power plus 1, which would be 8 plus 1. So in final, in binary we have 1001. 2, we can write 2 as 2 raised to the first power. Therefore, our binary
number two write, written in in binary is 0010. The same story for the last two of the number. So, 3, because we said that access tree applies a tree to each nibble. So I wrote down the tree right here. Now we make the addition. So 1 plus 3 in decimal equals with 0001 plus 0011, which equals with 0100. 9 plus 3 is 1001 plus 0011 equals 1100. 2 plus 3 equals 0010 plus 0011, which equals with 0101. The same story for the last two digit. 2 plus 3 equals 0010 plus 0011, which equals with 0101. So 19222 excess 3 equals with 0100, 1100, 0101, 0101. Now let's check if we have this answer in our possible answers. And we have it, is this one right here. So that would be the correct answer. Oh, no, because this one differs from this one. So let's try to, we'll have to check if this, if to transform this number into hex. So we transform from binary to hex. And we have 1000 equals with 4, 1100 equals to 12, which would be C in hex, 0101 equals 5. So the correct answer is 0x4c55. 0xx is an indication that we'll talk about a hex number. So the correct answer is this one from here. Now let's go to the third exercise. During the boot of boot time, a computer would enter in BIOS mode if we press the F8 key, or if we press the combination of Control plus Escape keys simultaneously. The computer shall not enter in BIOS if we press all keys in the same time. Design a simplified circuit for entering in BIOS function and choose from the following the corresponding logical expression for it. Hint. Change notation F8 equals F, Control equals C, and Escape equals E. Obviously, the function would be BFCE. And here we have again some possible answers. Okay, so we listened to the hint and we noted F as F8, C as Control, and E as Escape. All we have to do now is to draw the truth table. And we have three variables, so we'll have 2 raised to the third power, which equals 8. Therefore, we have 8 possibilities, which means 8 rows in the truth table. And of course, I wrote here the if, the C, the E, and the BIOS function. So we'll start by adding in the first column. We know that we'll have 8 rows, and we'll have then 4 zeros followed by 4 ones. Then we cut it in half to say it like this. We have 0011, 0011. You see here we have 4 zeros, here we have 2. And now we split in 2 again. And from 2 zeros we're going to 1. We have 0101, 01, 01, 01.
And the bias function is truth when control plus E is pressed, or when F8 is pressed, or F8 plus escape, or F plus control, and that's all. I noted the min terms here, which that means we have M3, M4, M5, and M6. Now we're drawing the Carnot map for three variables. Of course, the Carnot map will have will look like this. I noted, like in Excel, A, B, C, the rows, and not quite like in Excel, but I noted the rows with A, B, and C, and the columns I noted with 1, 2, 3, 4, and 5. But because we have a gray reversal, the last two columns will make a switch. So we have the first column here, the second column here, the third one here, the fourth column instead of here will be here, and the fifth column instead of here will come here. Okay? Okay, and I added in the Carnot table, in the Carnot map, I added the min terms. Those from here, M3 is this one, M4 is this one, M6 and M5 and M6. So we have 0, 1, 2, 3. This is the M3 term. And here we have the fourth and the fifth. And the seventh would be here, which is equals 0. And this one is the M6 min term. So we have four possibilities for the control plus S combination, which would be 0, 0, 0 here, 0, 1 would be here, 1, 0 would be here, because of the gray reversal, you see, here is on the third position in the Carnot map table is here, and the final 1, 1, which is here. So the function, which in this case is bias, equals with 0 or 1. So equals with 0 or 1. Okay. Now, M3 is inserted in the B5 cell. So we have the B and the 5 cell here, as I told you earlier. And it is alone, independent. We cannot group it with anything. M0 equals with B2. M1 with B3, M3 with B4 from the B row has no value because they're zero. Therefore, we can group them. We can group M4. So we can group M4 with M6, which would be those two. And we create a group M4, M6. We'll use it right here a little bit later. We can also group M4 with M5. M4 with M5 would be here and here. And we create a group M4, M5. As you can see, we'll use these two a little bit later. Now, we're writing down what we obtained. We know the term denied or negation with an apostrophe. We make the addition between the obtained groups. M3 from the first group plus M4, M6, the second group, plus M4 and M5, the third group. We get F denied CE plus FE denied, only E is denied, see? Plus FC denied equals with F denied CE plus F. We have a common factor F here between those two terms. And F
E denied plus C denied. So the correct answer is F denied CE plus F E denied plus C denied. Let's see if we have this combination in our possible answers. Yes, we have it. Is this one from here? So that's all with the third exercise. Exercise 4. We simplified the function f x y z, knowing that the function is true when y is true and the function is true when only x is true. But pay attention to only. Which of the following is the ultimate simplification of f? Hint: raise the truth table and mark the truth conditions, use K-map, which is Carnot map, reduce terms, etc. Pay attention, only x means x alone. And again, here we have some possible answers. Now, like in the previous exercise, we're drawing the truth table. We have, again, we have three variables, so we'll have 2 raised to the third power, which equals 8. Therefore, we have 8 possibilities, again 8 rows in the truth table. This is the the truth table. I marked the mean terms. Here we have m2, m3, m4, m6 and m7. Again, we're drawing the Carnot map for 3 variables. And again, we switch the 5th column with the 4th column because we have a gray reversal. Okay, this is the Carnot map. And here we have 4 possibilities for the YZ combination. Again, 0, 0, you can see it here. 0, 1, it's highlighted here. 1, 0, it's highlighted here. And 1, 1, it's highlighted here. Again, the last 2 of them are switched between them. Okay, now the x equals with 0 or 1. So we have m0, which would be in b2, m1 would be in b3, m5 in c3 from the b and c rows. Here is m5, have no value because they're 0. Therefore, we can group them again. The same story as the previous exercise. Now, we can group M2, which is located in B4, in this one, this term. We can group M2, M3, and M6, and M7, and create a group M2, M3, M6, M7. We can group M4 with M6, M4. M4 is located in C2, so we have this term with this term. Okay, now we're writing down what we obtained. We know the term denied or negation with an apostrophe. We make the addition between the obtained groups. From the first group, we can simplify 2 of them, and we remain with only one term, which is y. Y equals 1. Not denied, results y. From the second group, we have x and is not denied, and we have z as a common factor and is denied. Results xz denied. Now we do the addition, y plus xz denied. Results, the correct answer is y plus xz denied. Let's check it out if we have this possible answer in our list. We have it is right here, x plus yz denied. Let's see, y plus xz denied. No, it's this one, y plus xz denied. Okay, now let's move on to the 5th exercise. Being the below logical function
f, x, y, z. Use the Boolean identities and laws to simplify it. Which of the following is the ultimate simplification of f? Hint, apply De Morgan for the last product. Distributive laws, open first two parentheses, reduce terms, apply the f complement, f negated or denied, etc. Now, this is our function, and this is our possible answers. Again, we know the term denied or negation with an apostrophe. Here I inserted the rules of Boolean algebra, so it will be easier for us to make the calculations. Now, I wrote it down the function again, and we applied the Morgan for the last product as per our hint from here. And we'll have xz denied, all of them denied, equals x denied plus z denied, again denied. It's basically here, it's a double negation, which equals with x denied from here plus z with the double negation, it's z not denied. We solve the function now. F equals x plus z plus y multiplied with x plus y denied multiplied with x z denied, all of them denied again. We're opening the parentheses and we have x plus y plus y multiplied with x plus y denied multiplied with x negated denied plus z. We get xx plus xy denied plus xy plus yy denied multiplied with x denied plus z. We take a look at the rules of the Boolean algebra and we see that x multiplied with x it's x, so basically this here equals with this from here. Instead of a we have x. Y multiplied with y denied equals with 0. It's the same as here. Okay, so we get xx plus xy denied plus xy plus yy denied multiplied with x denied plus z denied, z simple, not denied, sorry, equals x plus x multiplied by parentheses y denied plus y plus 0 multiplied with x denied plus z, okay, which equals with x plus x multiplied with 1 because y denied plus y equals 1 plus 0 multiplied with x denied plus z, which equals with x plus x multiplied with x denied plus z, which equals with x multiplied by parentheses x denied plus z because x plus x equals x, I mean this parentheses. So we get xx denied plus xz equals 0 because x multiplied by x denied equals 1 plus xz xz equals xz. So the correct answer is xz. Let's see if we have. Yeah, we have it right here. You see? Here is here. Okay, now we're at the final exercise. Being the function f x y z, x y plus x denied y plus y z denied, we use the Boolean identities and laws to simplify it. Which of the following is the ultimate simplification of the complement of f?
Hint, common term, why. Okay, here again we have some possible answers. Now let's do the math. We know the term denied or negation with an apostrophe. I added again here the rules of Boolean algebra. And here is our function. F x, y, z equals with x, y plus x denied y plus y, z denied. Equals with, as in our hint, we give y as a common term. And we have y multiplied by parentheses x plus x denied plus z denied equals with y multiplied by 1 plus z denied equals y multiplied by 1, because 1 plus something equals 1, as we see here. So we're getting the y result. So, considering that we are being asked for the complement of the f function, all we have to do now is to negate the y. So, the correct answer is y denied. Let's see if we find it. Yeah, I found it here. So, that's the correct answer. So, okay. Bună! Numele meu este Nicolae Credan Ștefan și astăzi vom parcurge trei capitole importante din bazele tehnologiei informației. Capitolul 1. Reprezentarea în virgulă fixă, cod direct, cod indirect, cod complementar. Când vorbim de virgulă fixă, aceasta se reprezintă pe 16, 32, 64 de biți, depinzând foarte mult de procesor. În scopuri didactice și pentru a ne ușura munca, vom folosi 8 biți. Prin 8 biți se înțelege că avem 8 căsuțe, fiecare având valoarea 1 sau 0. Prima căsuță este reprezentată de semn. Când avem un număr pozitiv, bitul de semn va avea valoarea 0 și când numărul este negativ, bitul va avea valoarea 1. Mai jos am reprezentat o machetă cu un număr aleatoriu. Din câte puteți observa, bitul de semn este 0, deci avem de-a face cu un număr negativ. Aici ne rămân 7 biți. 7 biți înseamnă 2 la 7 minus 1, 127, ceea ce înseamnă că numărul întreg este cuprins între minus 127 și 127. Pentru a rezolva exercițiile cu virgulă fixă, avem niște pași simpli de urmat. Primul pas este să transformăm numărul din decimal în binar, apoi din binar în cod direct, din cod direct în cod indirect, din cod indirect în cod complementar. Dacă dorim, spre exemplu, să facem transformarea inversă, vom urma pașii inversi. Aici am atașat o formulă simplă care ilustrează toți pașii descriși mai sus. Exercițiu. Să se reprezinte în virgulă fixă cod direct, cod indirect și cod complementar numărul plus 70 și minus 70. Pentru aceasta avem mai multe variante. Prima variantă când transformăm în cod binar este să împărțim în mod consecutiv numărul 70 la 2 sau, cum am rezolvat eu, să ne gândim la un număr la puterea lui 2 foarte apropiat de 70, în cazul de față 64. După 64 ne mai rămâne 6, deci următoarea puterea lui 2 este 4, ne mai rămâne 2 și mai avem și un 2 de adăugat. După ce am scris numerele ca puterea lui 2, adică 2 la 6, 2 la 2 și 2 la 3, scriem numărul sub formă de cod binar, adică 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Mai jos avem reprezentat machetele cu numerele respective. 70 este 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Observați că numărul este cu bitul de semn 0, că este un număr pozitiv. Minus 70 este identic, doar că are bitul 1. Ca și număr hexadecimal, avem 46 și C6. Aceste două machete reprezintă codul direct. Pentru codul indirect, avem două reguli de respectat. Când numărul este mai mare decât 0, codul direct este egal cu codul indirect și este egal cu codul complementar. Când numărul este mai mic decât 0, inversăm codul direct pozitiv al acelui număr.
și în cazul de față avem 70, care este 0100110, rămâne neschimbat, pe cât minus 70 este 10111001. Bitul de semn rămâne același și inversăm CD-ul pozitiv al numărului minus 70. Pentru codul complementar avem alte două reguli de respectat. Când numărul este mai mare decât 0, codul direct este același cu codul indirect și este același cu codul complementar. În schimb, când numărul este mai mic decât 0, codul complementar este codul indirect plus 1. Și avem 70, care rămâne la fel neschimbat, 0100110, și minus 70 este acest cod indirect unde am adăugat un 1 la final, la bitul nesemnificativ. Și acestea sunt codurile complementare. Dacă vreți să treceți din codul complementar în bază 10, trebuie urmași pașii inverși. În partea a doua a capitolului virgulă fixă, avem operații în virgulă fixă. Și avem patru cazuri. Primul, când avem ambele numere pozitive, A plus B, și poate fi făcut în virgulă fixă cod direct, cod indirect și cod complementar. Avem A pozitiv, B negativ și se transformă în A plus minus B cu paranteză. Avem A negativ plus B și se transformă în minus A cu paranteză plus B. Și avem ambele numere negative, minus A minus B, și se transformă în minus A plus minus B. Poate fi făcute în CI și în CC, ultimele trei cazuri, 2, 3 și 4. Exercițiul 1. Să se calculeze suma A plus B, unde A este 20 și B este 66. Ca în exercițiul anterior, cele două numere din bază 10 trebuie transformate în bază 2. Și avem 16 plus 4, ceea ce reprezintă 2 la 4 plus 2 la 2. Acestea sunt puterile cele mai apropiate de 20. Și avem codul 00010100. Acesta este numărul în variantă binară. Mai avem numărul 66, care este 64 și ne mai rămâne un simplu 2. Aceste numere sunt 2 la 6 și 2 la 1 și avem codul 01000010. Avem aici regula de adunare a biților și urmează să facem operația de adunare. Copiem numerele de mai sus și avem 00010100 și 01000010. Și facem adunarea. 0 cu 0 este 0, 0 cu 1 este 1, 1 cu 0 este 1, 0 cu 0 este 0, 1 cu 0 este 1, 0 cu 0 este 0, 0 cu 1 este 1 și 0 cu 0 este 0. Facem o verificare. Semnul este pozitiv, numărul este pozitiv. Și rescriem numărul în variantă zecimală, adică 2 plus 4 plus 16 plus 64. Sunt acești biți. O să încercuiesc pentru a fi observați mai ușor. 2 și cu 4 vine 6, 16 cu 64 vine 80, deci vine 86. Fix suma noastră, suma numerelor zecimale. Exercițiul 2. Să se calculeze suma A minus B, unde A este 20 și B este 66. Am luat același exemplu pentru a ne fi mai ușor. Am copiat numerele de mai sus, 00010100, și pentru că avem numărul 66 negativ, avem un bit de semn care este 1. 10111101. Și facem operația de adunare. 0 cu 1, 1, 0 cu 0, 0, 1 cu 1, 0 și 1 mai departe, 1 cu 1, 0, 1 mai departe, 2 cu 1 vine 1, 1 mai departe, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Și bitul de semn rămâne același. Pentru că este în cod indirect, vom aduna
1 la finalul bitului cel mai nesemnificativ. Și ne rezultă numărul 1010100010, pentru că am adunat aici un 1. Și ne rezultă numărul -46. Este mai mic decât 0, se respectă. Și -20 minus 66 rezultă numărul -46, care este adevărat. Capitolul 2. Virgulă mobilă, 32 de biți, simplă precizie. La virgulă mobilă avem 3 cazuri. Simplă precizie cu 32 de biți, dublă precizie cu 64 de biți, extinsă precizie cu 80 de biți. Am reprezentat în dreapta un tabel pentru o vizionare mai simplă a cazurilor. Și avem așa, la șablonul de reprezentare, un bit în toate cazurile. Toate cazurile reprezintă bitul de semn. În cazul nostru, la virgulă simplă precizie, avem 8 biți caracteristica. Deci de la 31 la 30 este bitul de semn, de la 30 la 23 este caracteristica sau exponentul și de la 22 la 0 este matisa sau partea fracțională. În schimb, la dublă precizie, fiind vorba despre mai mulți biți, avem bitul de semn care este același, de la 63 la 62. Caracteristica sau exponentul este mult mai mare, este de 11 biți, de la 62 la 52. Și mai avem de la 51 la 0 matisa, care și aceasta este mult mai mare. Pașii pe care avem de urmat pentru rezolvarea exercițiilor cu virgulă mobilă sunt transformarea din baza 10 în baza 2, după aia avem forma normalizată și după aia, în funcție de exercițiu, avem de transformat ori în virgulă mobilă dublă precizie sau simplă precizie. Forma normalizată, cea de aici și de aici, reprezintă plus sau minus 1, virgulă fracție, ori 2 la exponent, conform standardului IEEE. Și avem un exercițiu pentru a înțelege mai bine subiectul. Asta se reprezintă în virgulă mobilă simplă precizie, numărul 17,9. Și rescriem numărul 17,9, înseamnă 17 plus 0,9. Transformăm 17 în formă binară și reprezintă 16 plus 1, adică 2 la parte plus 2 la 0 și înseamnă 0010001. La 0,9 trebuie să înmulțim cu 2 și să luăm partea întreagă din fiecare rezultat. Și avem 0,9 ori 2 vine 1,8, luăm 1. Și trecem 0,8 fără 1. Adică 0,8 ori 2 vine 1,6, luăm 1. 0,6 ori 2 vine 1,2, luăm 1. 0,2 ori 2 vine 0,4, luăm 0. 0,4 ori 2 vine 0,8. Și se observă că se repetă, cam de aici, se repetă un pattern. Avem 0,8 ori 2 vine 1,6, 0,6 ori 2 vine 1,2 și se tot repetă. Numărul 0,9 este 0, și luăm numerele de sus în jos. Și avem 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, se repetă la final pattern-ul respectiv. Și când combinăm ambele numere în format binar, ne rezultă că 17,9 este 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Și mutăm virgula pentru a avea un 1 în față. Am mutat-o o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Facem forma normalizată, adică 1,0001111100111, ori 2 la 4, că am mutat de 4 ori virgulă, care este exponentul real. Exponentul este exponentul real plus 127 și este egal cu 4 plus 127, care putem scrie într-o formă mai simplă, 128, care este puterea lui 2, plus 2 plus 1, care înseamnă 2 la 7 plus 2 la 1
plus 0. Și înseamnă că caracteristica este 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Rescriem numărul în machetă și avem 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, pardon, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, și aici avem în continuare doar 0. Numărul este pozitiv deoarece bitul de semn este pozitiv. Și acum agrupăm câte 4 biți pentru a scoate sub formă hexadecimală numărul obținut. Și avem 4, 1, 8, 7, F, 3, 3. Numărul rezultat este 4, 1, 8, F, 3, 3, 0, 0, H. 8 cifre hex, 8 ori 4, 32 de biți. Deci este corect, este o virgulă mobilă de simplă precizie. Exercițiul 2. Să se determine valoarea zecimală a numărului BEC 00000H de la formă hexadecimală. Știm că acesta este reprezentat în virgulă mobilă simplă precizie cu 32 de biți. Pașii din virgulă mobilă simplă precizie în forma normalizată, în bază 2 și în bază 10. Ei bine, aici putem face în felul următor. Luăm fiecare element din numărul reprezentat sub formă hexadecimală și îl transformăm în formă binară, adică B devine 1, 0, 1, 1, E este 1, 1, 1, 0, C este 1, 1, 0, 0 și restul zerourilor le trecem în continuare aparțin mantisei. Prima cifră este semnul, bitul de semn, în cazul nostru este un număr negativ. Restul 8 sunt, următoarele 8 sunt caracteristica și restul sunt mantisa. Ei bine, luăm caracteristica, o scriem frumos în bază 2, cum era scris mai sus, și o transformăm în bază decimală. Și avem 2 la 6-a plus 2 la 5-a plus 2 la 4-a plus 2 la 3-a plus 2 la 2-a plus 2 la 0 și ne dă 125 în bază 10. Calculăm exponentul real, care este 125 minus 127 și rezultă minus 2. Forma normalizată este 1,100, am luat partea de aici, ori 2 la puterea minus 2. Fiind la putere negativă, virgula se mută în stânga. Dacă era pozitivă, se muta în dreapta. Și ne rezultă minus 0,01100. Continuând din bază binară în bază decimală, ne rezultă numărul minus, paranteză 1 ori, 2 la minus 2, pentru că aceasta este poziția minus 2, și aici este poziția minus 3. Și vine plus 1 ori 2 la minus 3. Facem calculele și ne dau minus, paranteză 0,25 plus 0,125, adică numărul minus 0,375. Capitolul 3. BCD, Binary Coded Decimal. BCD sau Binary Coded Decimal sau, traducerea română, decimal codificat binar sau 8421. Exercițiile se rezolvă folosind formatul împachetat. Asta ce înseamnă? Înseamnă să reprezinți fiecare cifră decimală pe 4 biți, forma 8421. Dacă numărul obținut în urma operației de adunare sau scădere trebuie corectat, această corecție se face cu cifra 6, complementul față de 15. 15 reprezentând 8 plus 4 plus 2 plus 1. Corecția se aplică în două cazuri. Primul caz când codul este invalid din punct de vedere al formei 8421 sau există un transport la următorii 4 biți. Exercițiul 1. Să se reprezinte în BCD operația de adunare M plus N, unde N este 545 și M este 361, formată pachetată. Pașii de urmat
sunt transformarea din baza 10 în bază 2 și apoi în urma adunării facem o corecție doar dacă este necesar. 5, 4, 5 în formă binară este 0, 1, 0, 1. Acesta este 5-ul. Scriem și aici pentru a vizualiza mai ușor. 4 este 0, 1, 0, 0. Și acesta este tot un 5 de la 545. 361 este 3, adică 0, 0, 1, 1. 6, adică 0, 1, 1, 0. Și 1 care este 0, 0, 0, 1. Le adunăm și avem 1 cu 1, 0, 1 cu 0, 1, 1 cu 0, 1, 0 cu 0, 0, 0 cu 0, 0, 0 cu 1, 1, 1 cu 1, 0, 1 mai departe, 1 cu 0, 1, 1 cu 1, 0, 1 cu 1, 0, 1 cu 1, 0, 1 cu 0, 1. Și luăm fiecare grupă și o scriem în formă decimală. Acesta este un 6, al doilea număr este 10 și trebuie corectat, al treilea număr este 8, este ok. Fiind 10, adică peste 9, trebuie să-l corectăm cu 6, adică 0, 1, 1, 0. Și facem tot operația de adunare. Și copiem celelalte două numere, ăsta și ăsta. Și avem 0, 1, 1, 0. Aici avem așa 0 cu 0, 0, 1 cu 1, 0, 1 cu 1, 0, 1 cu 1, 0. Și avem un bit care s-a transportat la cealaltă grupă și o să ne iasă alt număr. 1, 0, 0, 1, adică cifra 9. Numărul final obținut este 906. Dacă facem o simplă adunare, 545 plus 361 rezultă numărul 906, adică se verifică. Exercițiul 2. Să se reprezinte în BCD operată de scădere n minus m, unde n este 728 și m este 506, forma împachetată. La fel ca în exercițiul de mai sus, transformăm din bază decimală, bază binară, fiecare cifră în parte, adică 7, 2, 8, 5, 0, 6. Și avem 7, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 8, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 1, 0, este 0, 0, 0, 0, 6, 0, 1, 1, 0. Facem operația de scădere. 0 cu 0, 0, 0 cu 1, trebuie să împrumutăm acest 1. Și o să avem 1, 1 cu 1, 0, și fiindcă am împrumutat, aici avem 0. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1 minus 1, 0, 1 minus 0, 1, 1 minus 1, 0, 0 minus 0, 0. 0, 0, 1, 0 este 2. Văd că ne-a dat peste tot aceeași cifră și rezultă numărul 2, 2, 2. Verificăm operația. 728 minus 506 dă numărul 222. Aceste numere fiind egale, înseamnă că exercițiul l-am rezolvat ok și se verifică.